Ce risc îți asumi? O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa 8. -a. Riscul poate fi definit ca fiind probabilitatea de a ajunge într-o situație periculoasă pentru sănătatea noastră, într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă. Definiția riscului poate fi diferită de la o persoană la alta în funcție de context și de consecințele pe care suntem dispuși să ni le asumăm. Astfel, pe parcursul unei zile, începând de dimineața până seara, putem fi nenumărate situații de risc. Uneori suntem în situația de a respira un aer poluat, traversăm fără să ne asigurăm corespunzător, ne îmbrăcăm prea gros sau prea subțire, nu ne pregătim suficient pentru ore. Alteori putem ajunge în compania unor oameni care consumă alimente nesănătoase, alcool, droguri, tutun, ceea ce reprezintă un risc pentru sănătate. Majoritatea situațiilor pe care le trăim de-a lungul vieții presupun asumarea unor decizii referitoare la cum anume să acționăm. Așadar, în funcție de felul situației, deciziile luate ne pot pune în fața unor riscuri ridicate, medii sau scăzute. Nivelul riscului poate fi calculat ca produsul dintre probabilitatea ca o situație periculoasă sau rea pentru noi să se întâmple, să se realizeze, și impactul pe care îl va avea asupra noastră, adică ce urmări poate avea, cum ne poate afecta. Pentru a înțelege cum anume putem calcula riscul pe care ni-l asumăm în anumite situații, în continuare vă propun să analizăm patru scenarii. În primul scenariu, biciclistul reprezintă un potențial pericol pentru cei care din neatenție au ajuns pe pista pentru bicicliști. Să presupunem că pe această pistă trece rar câte un biciclist. Datorită faptului că pista nu este foarte aglomerată, probabilitatea ca un biciclist să te lovească atunci când ajungi din neatenție în calea lui este scăzută, nu-i așa? Dacă totuși s-ar întâmpla să te lovească, impactul ar fi relativ scăzut urmările accidentării nu vor fi foarte grave, față de cum ar fi dacă te-ar lovi o mașină, de exemplu. Deci, în acest scenariu, probabilitatea și impactul sunt scăzute, prin urmare riscul asumat este și el scăzut. Dacă vrei să înveți să te dai cu bicicleta împreună cu un prieten și nu folosești echipament corespunzător, Probabilitatea de a te dezechilibra și de a cădea este una ridicată, însă impactul poate fi unul scăzut. Urmările nu pot fi foarte grave atâta vreme cât faci asta într-un spațiu special amenajat. În această situație, riscul pe care ți-l asumi este unul mediu. În acest scenariu, probabilitatea de a te înneca dacă intri într-o apă puțin adâncă împreună cu alte persoane este scăzută. Însă totuși, dacă s-ar întâmpla, impactul ar putea fi ridicat. În acest caz, riscul asumat este unul de nivel mediu. Dacă petreci mult timp alături de prieteni care consumă alimente nesănătoase, alcool, droguri sau tutun, și presiunea de a li te alătura este mare, atunci probabilitatea de a practica și tu comportamente nesănătoase crește, este ridicată. În mod firesc, impactul unor asemenea comportamente este ridicat, urmările asupra ta și asupra celor dragi vor fi grave, deci riscul asociat este unul ridicat. Așadar, înainte de a lua decizii, este bine să cântărești cu atenție probabilitatea ca o situație periculoasă sau rea pentru tine să se realizeze și impactul, urmările pe care alegerea făcută le poate avea asupra ta și asupra celorlalți. Având ca exemplu situațiile prezentate mai devreme, identifică și tu o situație de risc în care te poți afla la această vârstă și analizează-o conform modelului. Prezintă și colegilor analiza ta și discutați pe marginea nivelului de risc pe care sunteți dispuși să vi-l asumați. În final, având în minte scenariile prezentate și modul în care ești dispus să-ți asumi în general riscuri, te invit să te gândești și să discuți împreună cu colegii tăi pe marginea afirmației Cine nu riscă, nu câștigă.